Procurorii cer arest pentru 30 de zile pentru fostul președinte al Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorgheș și pentru unul dintre complicii acestuia. O altă persoană care are statut de bănuit a fost obligată să nu părăsească localitatea. Fostul șef al Curții de Apel Bălți a fost încătușat marți după ce procurorii anticorupție și ofițerii SIS au efectuat percheziții acasă, în biroul său, dar și în mașinile pe care le deține. Acțiunile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care Alexandru Gheorgheș este cercetat pentru pentru îmbogățire ilicită. Ieri, oamenii legii au precizat că în urma perchezițiilor a fost ridicată valută străină și națională, proveniența căreia nu a putut fi explicată de judecător. Atât Gheorghieș cât și complicele acestuia au fost reținuți pentru 72 de ore.